Pentru host și domeniu foarte ieftin, accesați linkul din descriere. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vreau să fac un nou video tip comentariu în care să vorbim despre o problemă foarte, foarte mare pe YouTube, o problemă cu care, zic eu, orice YouTuber se întâlnește, și anume despre copyright, sau mai exact drepturile de autor pe YouTube. Cu toții știm că în momentul în care postăm un videoclip pe YouTube, cu muzică, să zicem, copiată de la altcineva, cu o parte din videoclip care ar fi copiată de la altcineva, vom primi automat un copyright strike, care reprezintă o pedeapsă de la YouTube pentru faptul că noi am încălcat practic acele drepturi de autor, și la două sau trei copyright strike-uri de acest gen, canalul vostru se va închide. Însă, nu asta este problema, sunt perfect de acord cu acest lucru în momentul în care se încalcă drepturile de autor. Însă, marea problemă este că de multe ori YouTube-ul acordă copyright strike-uri când nu este absolut nicio problemă pe acel canal. Sau nu aș putea spune acest lucru despre unele canale care au probleme și nu primesc strike-uri. Este o problemă pe YouTube care ar trebui rezolvată, după părerea mea, cât mai curând, pentru că am văzut o grămadă de canale foarte, foarte bune care făceau o singură greșeală și apoi pierdeau totul, își pierdeau canalul și vă dați seama, toată munca era pierdută. Dar am văzut și alte canale care încălcau aceste drepturi și totuși nu primeau copyright strike-uri, deoarece pur și simplu sistemul automat care este mai nou pe YouTube nu și-a făcut treaba cum trebuie. Ideea este că YouTube trebuie să mai lucreze în acest domeniu, pe această parte de copyright, pentru că nu este corect până la urmă ca tu să primești strike-uri. Și dacă stăm să ne gândim până la urmă, toți cei care vă uitați acum și sunteți YouTuberi, cu siguranță cei mai mulți dintre voi ați primit deja copyright strike-uri și eu am primit odată și o să vă povestesc cum a fost. Am primit strike-ul pe undeva prin anul 2013 sau 2014, finalul 2013 sau începutul 2014, nu mai știu sigur. Și era o zi în care doream să fac un live și cu câteva ore înainte să fac acel live stream, am vrut să intru pe canalul meu de YouTube. Și când am intrat la canal, acolo în dashboard, am văzut că am primit un copyright strike de la Microsoft. Dar să vedeți în ce mod, aș putea spune în ghilimele stupid, am primit acest copyright strike. Era vorba de un videoclip cu prezentare Microsoft Office pe care l-am făcut, iar în acel videoclip arătam utilizatorilor cum să instaleze și să descarce Office 2013 Trial. Și automat, când am prezentat acest lucru, pe site-ul Microsoft există o cheie, o licență care este disponibilă, sau mă rog, exista o licență care era disponibilă pentru cei care doreau să instaleze varianta trial. Deci mergea practic doar pentru varianta trial, era cheia pe care ei o lăsau acolo oficial, publică pentru toată lumea. Eu în acel video, bineînțeles, gândindu-mă așa logic, am zis că nu are cum să fie vreo problemă dacă eu afișez acea cheie, ea fiind publică pe site-ul lor, și fiind o cheie care se poate folosi doar pe varianta originală trial, m-am gândit că nu ar fi nicio problemă și culmea a fost chiar invers, Microsoft mi-a dat strike, am primit de la YouTube o pedeapsă de 6 luni, nu am mai putut posta videoclipuri mai lungi de 15 minute, o perioadă de 6 luni, n-am mai putut face live-uri pe o perioadă de 6 luni și de asemenea am mai avut și alte limitări care nu au fost la fel de importante. Însă ce vreau să zic eu este că pe YouTube unele firme, dacă sunt cunoscute, pot face ceea ce vor și fără ca cineva să îi tragă la răspundere pentru ceea ce au făcut. Nu vreau să zic acum că nu am meritat acel strike, pot să zic că l-am meritat pentru că până la urmă nu aveam practic dreptul să afișez într-un video acel cod, chiar dacă acela era public, mă gândesc acum mai bine. Însă acel moment a trecut și de acum sunt mult, mult mai atent cu ceea ce postez, cu muzica pe care o postez și așa mai departe. De aceea vreau să vă recomand și vouă, aveți foarte, foarte mare grijă ce postați și cum postați pe YouTube. Nu postați videoclipuri copiate și nu copiați muzică care are copyright. Pe YouTube, dacă nu știți, există și posibilitatea să descărcați muzică gratuită. Există două tipuri de muzică pe care o puteți descărca. Puteți descărca muzică care este complet gratuită, o puteți folosi pe videoclipurile voastre și puteți descărca muzică care este parțial gratuită, și anume această muzică va trebui să puneți numele autorului în descrierea videoului, numai așa o veți putea folosi.
Personal, eu astfel de muzică folosesc. Folosesc muzică de la cei de la NCS, No Copyright Sounds, și ei fac o muzică de calitate. Bineînțeles, nu toate melodiile sunt, de fapt, nicio melodie nu e făcută de ei, ei preiau doar melodiile complet gratuite de pe diferite surse, diferiți autori, diferite trupe, și produc practic pe acel canal muzică complet gratuită pentru toți youtuberii care doresc să fie practic să aibă muzică de fundal, dar să nu aibă probleme cu copyright-ul. Deci, încă o dată, înainte de a încheia acest video, sper că v-a plăcut acest tip de video. Voiam să zic la final că trebuie să aveți încă o dată mare, mare grijă ce postați și cum postați. În cazul meu, vă dați seama, mi-ar părea foarte rău dacă s-ar întâmpla cu ceva și mi-aș pierde canalul, și nu vreau să se întâmple asta. Și cu siguranță toți youtuberii nu-și doresc să-și pierdă canalul. Și dacă vreți, de asemenea, acum spre încheiere, vreau să vă zic, dacă vreți videouri de acest gen în continuare, puteți să-mi sugerați în rubrica de comentarii. Și de asemenea, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Amy, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriele Gratuite. La revedere!